Lasă. Să mergem? Mergem la voi, rămâne? Până când? Am venit o profesoră. Intrăm aici? Această locație unde ne aflăm, că și nu este doar biserică, este o curte mare, unde sunt două biserici, cum am ajuns în afară de aceasta, dar încă una, și cu tot ceea ce presupune anexele de lângă, este și o școală teologică aici. Trebuie să știți că ne aflăm în ceea ce avea Pilat, curtea exterioară de acolo, procesul lui Iisus. Ne aflăm în un loc numit Gabata, Mitos Protos sau Pardosit cu pietre. Știm că, o să vorbesc aici și pentru cea de capelă, că nu știu dacă găsim locuri acolo și să înțelegem. Știm că iudeii, după ce s-au dus și l-au luat din grădina cu Ghețimani, cu Făprii, cu Săbi și cu Ciomege, ca pe un cel mai mare tâlhar, cum și spune Iisus, că la un tâlhar ați venit, în tot timpul fiind cu voi și n-a spus mâna pe mine. Și l-au luat să găsească mărturie vicinoasă ca să-l dea la moarte, să-l condamne. Numai că mărturiile mafurilor vicinoși nu se potrileau. Și întreabă arhiereul, știu cu Dumnezeu și zice, tu ai zis. Și el s-a sfârșit atunci arhiereul și a sfârșit hainele în semn de mare blasfemie. Da? Și bine. Ei, și atunci când și-a sfârșit hainele, l-au adus la Irod, spunându-i că acesta, aceste spiritele pe aici, împiedică să dăm dajdie cezarului, împăratului, și că s-a venit pe sine Fiul Dumnezeu. Auzind lucrul acesta, Pilat s-a tulburat. Căuta să vadă cine este Iisus, dar nu i-a spus nimic. Și zice Pilat la un moment dat, cu mine nu vorbești? Nu știi că putere am să te eliberezi și putere am să te dau la moarte? Și Iisus nu avea nicio putere dacă ți-ar fi ție dat de sus. Și atunci, auzind că Irod este în cetate, l-a trimis la acesta, pentru că Iisus era galilean. Și s-a bucurat Irod că l-a văzut pe Iisus. Căci de mult dorea să-l cunoască, ca să vadă una dintre minunile sfârșite de el. Nu ca să creadă în el, ci pentru amuzament. Credea că are în fața lui un bufon care să-l vine dispună. Și nici lui Irod nu i-a zis nimic. S-a întors la Pilat, l-a adus înapoi și strigau iudeii ca să-l răstignească. Să-l omoare. Dar ce rău a făcut? Iar ei și mai tare strigau, răstignește-l, răstignește-l. Atunci vine și Claudia, soția lui Pilat, și cere acestuia, soțului ei, să nu-i facă nimic rău dreptul acestuia, cum spune chiar ea, că și rău a pătrivit pentru el în vis. Și atunci, mai mult s-a tulburat Pilat și căuta să-l elibereze. De pentru care, gândind că dacă îl va bate bine, se vor înmuia iudeii și își vor lua gândul să-l dea la moarte. Astfel l-au legat de o coloană și l-au biciuit. Era un bici care avea mai multe fâșii la capăt, bucăți de plumb și cârlige, care atunci când loveau spatele celui biciuit, smulgeau la propriu bucăți de piele și carne și sufle, începea să curgă și roaie. I-au pus o pătră pe cap și pălmuiau, zicea, zicând, prorocește nouă, cine este cel ce te-a lovit? I-au pus trestie în mână, coroană de spini pe cap, și de ce este mozaicul acesta? Ca o coroană de spini. Și veneau să-i chinau lui, batjocoritor, zicând, bucură-te, regele iudeilor. Și imenii lor tot nu s-au mâiat, tot l-au vrut la moarte, condamnat. Parte din coloana care, de care a fost legat Hristos, o parte se găsește, o parte se găsește la Catedrala Patriarhală din Constantinopol. Cine a ajuns acolo la Patriarhie Ecumenică a găsit o parte din coloană, chiar cea de sus, pe care trecea funia sau lanțul, de care era legat cel ce avea să fie biciuit. Era un inel pe care trecea funia sau lanțul și așa îl legau. O parte se găsește la Roma și o parte o vom găsi noi la Biserica Sfântului Mormânt. Și, văzând că intre iudeilor tot nu s-au înmuiat, atunci, și aduce aminte Pilat că erau lege în timpul iudeilor,
Deci vreau condamnat la moarte de paștere acestora. Și pune în balanță cu cel mai mare tâlhar, cu care nimeni nu se simțea în siguranță, știind liber pe străzi. Și atunci, gândește că oamenii se vor speria de Baraba și vor cere pe Iisus liber. Numai cu oamenii mitriți fiind de arhierei, mai mari arhiereilor, au cerut pe Baraba liber. Dar ce voi face cu Iisus care se numește Hristos, spune Pilat? Religios, răstignește, răstignește, dar ce rău a făcut? Și atunci l-au amenințat și l-au șantajat pe Pilat zicând, dacă nu îl răstignești pe acesta, te vom spune cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Și atunci l-au dat la moarte. Și ei, evreii, s-au blestemat atunci zicând pe sângele lui să fie peste ei și peste copiii copiilor lor. Și au pus coroana în spate, crucea în spate și au dus către Golgota unde vom ajunge și parte din coroana de spin care i-au așezat-o pe frunte, un spin se mai găsește și Dumnezeu noastră la Milano, unul la Bari și în alte colțuri din lume. Se mai găsesc spini de pe, din coroana pe care i-au pus-o, din care i-au pus-o pe cap. Deci, despre procesul lui Iisus, la curtea lui Pilat, și ne vorbește Sfânta Scriptură și vom și auzi. Și sculându-se toată mulțimea acestora, au dus înaintea lui Pilat și au început să-l curească zicând, pe acesta l-am găsit, răzvrătind neamul nostru și împiedicând să dăm lăjdii cezarul și zicând că El este Hristos rege. Iar Pilat l-a întrebat zicând, tu ești rege dincolo. Iar el răspunzând a zis, tu zici. Și Pilat a zis către arhierei și către mulțimi, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei să-l iau zicând că întărâtă poporul învățând prin toată Iudeia, începând în Galileea până aici. Și Pilat auzind, a întrebat dacă omul este galilean. Și aflând că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era și el în Ierusalim în acele zile. Iar Irod, văzând pe Iisus, a bucurat foarte. Că de multă vreme dorea să-l cunoască, pentru că auzise despre el. Și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de el. Și l-a întrebat Irod multe lucruri, dar el nu i-a răspuns nimic. Și arhierei și mărturarii erau de față, învinuindu-l foarte tare. Iar Irod, împreună cu ostașii și cu ciocoindu-l și luându-l în râs, l-a îmbrăcat cu o haină strucitoare. L-a trimis iarăși la Pilat. Și în ziua aceea, Irod și Pilat s-au prieteni unul cu altul, căci mai înainte se aflau în dușmănie. Iar Pilat, chemând arhierei și căpetele și poporul, a zis către ei, ați adus la mine pe omul acesta ca pe un răzvrătitor al poporului, dar iată, eu, cercetându-l în fața voastră, nici o vină n-am găsit în acest om din cel ce este împotriva lui. Și nici Irod n-a găsit, căci l-a trimis iarăși la noi. Și iată, el n-a sfârșit nimic, vrednic de moarte, deci pe depsitul îl voi elibera. Iar ei au răspuns și au zis, dacă acesta n-ar fi un făcător, nu ți l-am fi dat ție. Deci l-ai spilat, dați-l voi și răstigniți-l, judecați-l după legea voastră. Riesi i-au răspuns, nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. Dar se împlinească cuvântul Iisus, pe care spusese, însemnând cu ce moarte vrea să moară. Deci Pilat a intrat iarăși pe Toriu și a chemat pe Iisus și le-a zis, tu ești rege iudeilor? Răspuns a Iisus de a tine însuși și aceasta. Sau alții ți-au spus despre mine? Pilat a răspuns, cumva spun de eu, poporul tău și arhierei te dau predat mie. Ce ai făcut? Iisus a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea este din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici, deci i-a zis Pilat. Așadar, ești tu împărat? Răspuns a Iisus, tu zici că eu sunt împărat. Despre aceasta m-am născut și pentru aceasta am intrat în lume. Ca să dau mărturie pentru adevăr. Oricine este în adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Și zicând aceasta, a ieșit iarăși la Iudei și a zis, eu nu găsesc în el nicio vină. Dar este la voi obiceiul ca la pasă livrezi pe unul. Voi îți vezi să livrezi pe regele iudeilor. Deci au zicat iarăși zicând, nu pe acesta, ci pe Baraba. Pe Baraba era tâlhar. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus și la biciul. Și ostașii, împlinit cu mână de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o mantie, cu bucurie și veneau de pe el și ziceau, bucură de regele iudeilor! Și dădeau palme. Și Pilat a ieșit iarăși afară și a zis, iată, vi-l aduc pe el afară ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Deci a ieșit Iisus afară, putând cu mâna de spini și mantia, cu bucurie și le-a zis Pilat, iată omul! Nu l-au văzut nici arhierei slujitorii, au strigat și când răstignește-l, răstignește-l. Zis a luat Pilat, luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu-i găsesc nicio vină. Iudeii au spus, nu mai avem lege. Și pe legea noastră trebuie să moară, că s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai nu s-a trebuit. Și a intrat iar și a trecut și a zis, lui Iisus, de unde ești? Iar Iisus nu le-a dat niciun răspuns. Deci Pilat a zis, mie nu vorbești, nu știi că am putere să liberez și putere am să mă răstignesc. Și să răspund, n-ai avea nicio putere spre mea dacă nu ți-ar fi dat ție de sus. De aceea, cel ce m-a putea ție mai mare pe tatăl. Pentru aceasta, Pilat a căutat să-l libereze, evidențe, din cauza zicând,
Dar primesc pe acesta mici pietrele cezarului, oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Și pe adăuzit printre acestea, l-a pus afară pe Iisus și așezut pe scaunul de judecată, în locul numit Margosit cu pietre, de pe vești Gabata, și era vinerea Paștilor, cam la 6 ceas, și este Pilat de Milor, iată împăratul vostru. Deci au strigat, zice, ia-l, răstignește. Pilat le-a zis să răstignește împăratul vostru. Arhieria au spus, nu avem împărat pe cezarul. Atunci l-a predat lor ca să-i răstignit și i-au luat pe Iisus și l-au dus ca să fie răstignit. Acesta, da, de-aia s-a făcut peste el ca să ne formăm o idee și prezentat mulțimilor, zicând, iată omul pe care l-a șerut, răstignit, da, sunt iată omul. Iar ei aici în față stând strigau, ia-l, răstignește. Ce rău a făcut ei? Și mai tare, răstignește. S-au prezimat mult, dar... Vino, Maci, îți-a spus că răstignește ca un copii. De acum încolo mai toate capelele or să fie închise, pentru că foarte rar le deschid cei care le administrează. Cea de treia oprire, cum ieșim de aici pe dreapta, este reprezintă și prima cădere a Domnului Scovara Crucii, păcatelor noastre omenești. Și acolo sunt niște picturi foarte frumoase, prezentând pe Hristos, ducând în spate o cruce foarte grea, iar pașii pe care îl săvârșește sunt pași de sânge, lasă urme de sânge în spate, pentru că e foarte grea crucea aceasta a răscumpărării păcatelor omenești. Și îl ridică păcatele lumii, spune Ioan Botezătorul, că este Hristos, Mielul. Și mai este o reprezentare foarte frumoasă în spatele lui, mulțime mare de oameni, fiecare cu o cruce, ducând în spate crucea vieții sale. Apoi, tot acolo, pentru că a căzut sub povara acestei cruci, îngerii care la Betleem sunt prezentați acolo, bucurându-se, veselindu-se, cântând nașterea pruncului de împărat, aici sunt reprezentați înfricoșați, înfricoșurați, răvășiți. Parcă nevenindu-le să crede cum Creatorul la toată făptura este sub povara crucii păcatelor făpturii. Cea capelă este făcută de către polonezi în cinstea ajutorului pe care Dumnezeu l-a oferit lor în timpul celui de-al doilea război mondial. Astăzi se află sub administrarea Patriarhiei Armenești. Biserica aceasta, unde ne aflăm acum, este cea de-a patra oprire de pe drumul crucii și prezintă întâlnirea dintre Maica Domnului și Hristos, cel ce a făcut în timpul bizantin această biserică, cea de dinainte acesteia, da? A împodobit Pardoseala cu mozaic foarte frumos. Iar el a văzut întâlnirea între Maica Domnului și Hristos, prezentându-ne nouă acolo o urmă de, o
pereche de sandăluțe. Capira cei întâi avea frumos din Sofia și toată agitația și când toți se grămădeau să-l scuite, să-l pălmuiască, să-l împingă, să-l bagiocorească. Da, a prezentat acolo toată mărmășala aceea, a ajuns din Dumnezeu Maica Domnului, chiar în fața Fiului Său și Dumnezeului nostru și l-a îmbrățișat, l-a încurajat, l-a îmbărbătat, i-a arătat că este alături de el până la final. Da? Mai stăm un pic. Keep to the right, keep to the right. Hello. Palma a luat, că piatra a luat forma palmei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aici mai departe, de ce am zis că este de aici mai departe, i s-a pus crucea în spate lui Simon din Cirene, pentru că el n-a mai putut să o ducă. Deci, împiedicându-se, i-a pus palma de piatra aceasta, iar palma, iar piatra a luat palma Mântuitorului. La oprirea numărul 6 de pe drumul crucii ne este prezentată nouă întâlnirea dintre Hristos și acea fecioară cu inima plină de, plină de blândețe, de iubire, de compasiune, de dragoste, de înțelegere a celui căzut în suferință, dar și multă, multă bărbăție îmbrăcată cu curaj, văzând chipul Mântuitorului plin de scuipați, plin de sudoare, plin de sânge, coboară din foișorul casei sale și cu un material, o mahramă, cum spune noi, de a șters chipul Mântuitorului. Iar Hristos care caută la inima și la rugii noastre și ne cunoaște pe fiecare dintre noi, știind cine suntem, văzând dragostea, bunătatea, blândețea, iubirea față de aproape, curajul și bărbăția de care a dat dovadă, îi oferă în dar chipul Său cel Sfânt pe aceea mantra. Timpul până acum, catra Său, este același timpul Mântuitorului, același timpul la efectuare. Este același până la următoarea oprire. La următoarea oprire, oprirea numărul 7, se termina cetatea din timpul idealic. Apoi, era ieșirea din cetate, s-a făcut fond de drumul crucii, când s-a construit, s-a extins timpul Parcometria. De aceea noi vom merge la capelele celelalte, dar trebuie să mai respectăm traseul ieșirea, cum am spus, din cetate, din Sfânta Cetate, Cetatea lui Dan. Iar poarta aceasta avea numele de Poarta Judecății. Pentru că de aici i-au spus și apară toți și din cetate, care erau condamnați la moarte și aici li se
Dați-vă să treacă și din spate. Și cum aici, mai e până. Și aici se punea vina. Cu Iisus aici s-a pus tăbrița, Iisus Nazareneanul, regele iudeilor. Este prezentată această poartă și în prorocia lui Neemia cu acest lucru. Faceți-le loc să treacă ceilalți. Thank you. Da? Deci, este prezentată în prorocia lui Neemia această poartă judecății. Aici au pus vina pe cruce. Și așa se întâmpla cu toți cei condamnați la moarte, ca toți să știe ce a făcut cel ce este omorât. Ca nimeni să nu ai repede, să fie un exemplu. Dacă mai faci așa, uite ce pățești. Și aici au pus tăbliță Iisus Nazareneanul, regele iudeilor. Iar văzând iudeii că s-a pus această tăbliță, s-au dus la Pilat și au zis, ce tăbliță e asta? Dă-o jos, nu e regele nostru. Și atunci a zis și Pilat, lasă. Și am scris, am scris. Și a rămas așa. Da? Și de aici mai departe auzi către Golgota. Deci ieșirea din Sfânta Cetate, vă voi spune când ne vom interesa cu drumul celălalt aceea este, după aia este alt, este în afara cetății în timpul Mântuitorului. Deci ne aflăm acum la oprirea numărul 8 de pe drumul crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La oprirea numărul 8 ne este consemnată întâlnirea dintre acesta, de Hristos, și femeile mironosițe. Femeile mironosițe și ele, pline de bărbăție, pline de compasiune, de iubire, de dragoste, nu s-au speriat, nu l-au lăsat, nu l-au abandonat. Se țineau după el și priveau de departe ce se întâmplă cu el. Și, la un moment dat, s-a apropiat Iisus de acestea. Și le spune pe acele, văzându-le pe ele, care erau picioare curate, aceea este pe starea fiicei ale Ierusalimului. Se referă la cele curate, neîntinate. Credincioase. Da? Deci fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine și pe voi plângeți-vă. Deci iată, în urmă, vă spune mulți acestora, acoperiți-vă. Și vă spune, fericit este fiul pe care l-a născut, sânul care n-a alătat. Dacă fac acestea cu lemnul ce merde, cu el, noi plătiți-le pe urmă, ce mă face, cum se vor comporta, oare ce vor face cu el, cu lemnul ce el uscat. Deci, oprirea numărul 8 de pe drumul crucii Mântuitorului prezintă întâlnirea dintre Hristos și femeile mironosițe. Dacă mai doriți drumul crucii din Magmâna, are băiatul ăsta un dolar. Restul ne întoarce. Deci, ne aflăm la oprirea numărul 9. Oprirea numărul 9 de pe drumul crucii ne prezintă cea de-a treia cădere a lui Hristos, povara crucii păcatului noastre omenești. Prima oară unește poezia, a doua simulcineul, a treia aici. În zilele noastre este locul acesta o biserică ce aparține patriarhiei Ponte, adică a Egiptei. După Rusia. Și aveți aici foarte frumos cum a venit regina de Sheba, Etiopia, de astăzi, la Solomon, regele, au avut o relație, au venit cu daruri foarte multe, foarte bogate, sunt frați cu evrei și în urma relațiilor a apărut un fiu care se numea Menelik. Menelik întâi a fost întâiul rege al Etiopiei și vă spuneam că până spre zilele noastre a ținut acest regat al Etiopiei. Vă vedeți acolo o catapeteazma, doar cu ușii împărătești, cum vă spuneam, o ferestruică în partea stângă, după aia au spate, au făcut ușa cealaltă, ca să ne facem o idee de azi, luau Sfântul Trup într-o parte, scurs sânge, de cealaltă parte, grilajul acesta nu calcă nimeni acolo încălțat, pentru că locul pe care calcă este loc sfânt. Coborâm. One moment.
Namole. Ah, sta ghita nu. Namole a fost răstignit, chiar în locul unde vom ce este acolo, sunt amasă. Vom ajunge acolo, vom îngenunchea, vom introduce mâna și vom atinge stânca Golgote. Se spune că a fost răstignit alături de doi tâlhari. Deci și să merg acolo. Alături de doi tâlhari. Tâlharul care îl o sândea, îl bălătărea, îl zădea de Hristos. Zic că nu ești cu Hristosul, vorbește, se vine însă și pe noi. Iar celălalt știindu-se pe sine, cu viața pe care o avusese și pe Hristos drept, îl mustra pe cel care bagiocorea pe Hristos, zică, nu ți-e ție rușine că semna aceea și o sândă, însă noi pe merit primim ceea ce primim, însă acesta niciun rău n-am făcut. Și striga el pe Hristos, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția ta. Și aceluia Hristos îți zice, adevărată zic, astăzi vei fi cu mine, erai. Și astfel tâlharul de pe cruce, cel care strigat de Hristos să pomenească, a fost cel din tâi care a intrat în împărăția cerurilor. A fost singurul om care a trăit pe și din timpul vieții că iată va intra în împărăția cerurilor. Lui a spus Hristos, astăzi vii cu mine în rai. De când era aici, sus pe Golgota, vede pe Maica Domnului și pe ucenicul cel iubit, pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și spune Maicii Domnului privind pentru ea, femeie, iată fiul tău, dându-l pe el care era mai mic de vârstă, de aceea în cina cea de taină reprezentat fără barbă, n-avea nici barbă. El a fie cu Mântuitorul, i-a dormit pentru că n-avea puterea lui Petru, spre exemplu. Și pe privind către el, zice, fiul, iată mama ta, dându-l la bătrâniții lui Macedonului, dându-o pe aceea în grija lui. Apoi, aici pe Golgota, sângele lui a fost pe pietre, pe coce și pe cruce, pe stânț. Vom vedea când vom ajunge jos că își păstrează o culoare roșietică, piatra aceasta, deși în zonă nu sunt metale, astfel încât în contact cu apa, cu aerul, să devină stânga roșietică. A rămas roșie spre aducerea aminte că este locul răstignirii Domnului. Locul răstignirii Domnului care este? Locul căpățânii, așa se mai numește locul acesta. Locul căpățânii, văzut că la cruce jos, de Adam. Un cap de mor cu două oase. Adam. Da? Nu este de pirați, da? Este capul lui Adam. Se spune că atunci când pământul s-a cutremurat la răstignirea Domnului și stelele au căzut din cer, lumina și-a scos lumina sa, pământul s-a cutremurat și când s-a cutremurat s-a format o crăpătură până jos de tot la capul lui Adam. O să vedem jos, să arăt, este un instrument pus de geologi, să vadă dacă acea crăpătură se mai deschide, se mai închide, se apar modificări, ceva la aceasta. De când s-a pus acela până în zilele noastre, nicio modificare nu a avut loc. Noi, din tradiție, cum am spus, în locul acestuia, locul căpățânii, și aici știm că Hristos a fost răstignit pentru noi și pentru a noastră mântuire. La un moment dat, știm că Hristos strigă, mi-e sete. Și atunci moaie soldații un burete cu un oțet, un buret, un băț care avea în vârful lui un burete în oțet. Nu ne-am mirat dacă acest burete cu oțet a fost folosit, după cum știm, în latrinele, în WC-urile publice, ei n-aveau ca pentru noastre hârtie igienică, se spălau având bățul cu buretele pe care îl iau un oțet și astfel se curățau. Nu ne-am mirat că acesta scris de acolo să-i fost. N-aveai nu să știe că se face, poate să vedeți și că îi vor da. Posibil să fost la o latrină, la un veciu public, să fi luat așa ceva. Apoi, Hristos își dă mâine sufletul mâine tatălui ce zicând, părinte mâine tale, Hristos, sufletul meu. Lăsați-mi pe ceilalți să meargă dacă este. Și îndată moare, își dă Duhul. Dându-și
sufletul meu e dat cu ceresc. Din mare ziua sufletăciunii a Paștelui Dari, nu era bine, corect să fie trupul celor morți pe cruce. Deci eu să luam hotărârea ca moartea să li se grăbească, să dea repede trupurile jos de pe cruce, să le pună în mormânt. Să nu rămână acolo spânzurați pe cruce. Și astfel văzând că cei doi tâlhari, stânga-dreapta, sunt vii, au spart fâierile picioarelor, adică fiecare și croneul de la ambele picioare la fiecare dintre tâlhari, ca prin durere și străință să moară mai repede, să le grăbească sfârșitul. Și au făcut astfel la tâlharul celui întâi, la fel și la tâlharul celui de-al doilea, le-au spart fâierile picioarelor, fiecare și croneul. Dar venind la Hristos și văzând că nu mai respiră ca târnă ca un muritor, ca să nu mai se închirie, nu erau ușor să le ridici barosul. Erau soldați, aveau sulițe. L-au împuns cu sulița în coastă și îndată și sânge și apă și au înțeles că a murit. Și astfel s-a împlinit prorocia care spune că niciunul dintre oasele sale nu se va sfărâma. Și o altă dintre prorocii care spune că vor privi la cel împuns. Și atunci s-a împlinit prorocia pe care a făcut-o dreptul Simeon la templu Maicitorului, ca prin sfârșitul dobat de cesarie și cel și oricubite i-a destatuit aceasta cu sabie în inima Maicii Domnului. Sufletul ei va duce să fie. Orice mamă, câți n-au auzit sau nu știți, câte mame care își plâng copiii pe care i-au îngropat. Dar poate mai mult să știi că e condamnat pe nedrept, judecat, condamnat, răstignit, biciuit și răstignit, murind pe cruce. În momentul în care pământul s-a cutremurat, stelele au căzut și soarele și-a scos lumina sa, pe lângă faptul că s-a format acea crăpătură, s-a rupt și gata pe deasma templului, de sus până jos. Că de deasma despre care am vorbit, că aceia au lucrat și Maica Domnului. Atunci era un sutaș, Longhi, sutașul îl chema, pe acesta. Și văzând el toate semnele acestea și auzind toate cum s-au petrecut, spune ucenicilor soldaților pe care avea în spatele lui, arătând spre Hristos, cu adevărat că Dumnezeu a fost acesta. Și aceia l-au decapitat ca să-i închidă dura, care poate era cel puțin șef, bineînțeles, prieten, poate și de vortoase și ei, vreați să fie pe tine, poate și pe tine veniți acolo, hai că am și pe un bar, și pe spaniul și așa mai departe. Înainte de răstignire, l-au dezbrăcat. Noi reprezentăm în pictură o eșarfă. Foarte posibil să fost dezbrăcat, cum spune de Hristosul genul acesta. Și atunci ea s-a împlinit prorocia care zice, împărțit au hainele mele loruși, iar pentru cămașa mea au tras sorți, pentru că asta au fost soldații. Au împărțit hainele între ei, iar pentru cămașa care era foarte frumoasă, țesută într-o singură bucată de sus până jos, au tras sorți acui să fie ca să nu o strice, să nu o bazocoiască, pentru că era o cămașă foarte frumoasă și foarte scumpă. Aici este o cruce. Aceasta este dăruită de către români, ca și reprezentarea Maicii Domnului cu Sfântul Apostol al Hristos Ioan. Vedeți că scrie I-N-R-R la rege, doar noi spunem rege. Mai peste tot e Bazileo cu B sau King sau cum mai știi dumneavoastră. Da? Ne așezăm. Dar pe grup să se spune. Pentru fiecare dintre noi. După ce a murit cu trupul pe cruce, cu trupul adormind ca un muritor, părate și Doamne, cum a fost cătarea de postul mare, în răviere, da? L-au pus piatra pe cruce, să-i aminte, i-a uns trupul, în direcție la un fășurat, în jur, cuvântul Iosif, în Arimatea, cu Nicodim,
și au pus un mormânt nou, de nimeni nu mai fost să o dată în mormântat. Să din aceasta care se numea Olarul. L-au pus în acest mormânt, au prăvălit dita mai piatra deasupra zidrănii de la în intrare în mormânt și